Bună și bine m-a regăsit! Am zis să continui seria aceasta de favorite și să mă îndrept un pic către produsele de machiaj, chiar dacă nu sunt foarte multe. Știți că sunt destul de cumpătată la acest capitol, însă am zis să vă vorbesc despre produsele pe care le-am folosit în ultima vreme, pentru că din moment ce m-am tot îndreptat și le-am tot reutilizat, înseamnă că îmi și plac. Și în primul rând cred că aș vrea să mă îndrept către fondul de ten pe care l-am folosit vara care a trecut și asta pentru că l-am tot menționat în clipul anterior, în care vă povesteam că SPF-urile prezentate acolo s-au îmbăcat foarte bine cu acest produs. Este vorba despre Masterproof de la Boys & Berries, un fond de ten pe care m-am putut baza, care mi-a plăcut, care pentru rezistența pe care o are și pentru acoperire arată decent, natural. L-am în nuanța 4.0. Trebuie să recunosc că mi s-ar fi potrivit o nuanță mai închisă, mai ales că l-am folosit pe timp de vară și ar fi mers să fie un pic mai închis decât acesta. Este un fond de ten pe care m-am putut baza, cu care m-am înțeles, care mi se pare decent din toate punctele de vedere. Dacă îl prindeți și la un preț bun, și anume la o reducere, ar putea fi decent și prin prisma prețului. Altfel, cred că este în jur de 100 de lei, parcă. Este disponibil pe Makeup Shop. Însă și că de obicei de Black Friday acest site are promoții consistente și s-ar putea să-l găsiți la un preț mai bun. Acum, în ceea ce mă privește, eu niciodată nu pot să apreciez un produs precum un fond de ten sau un BB cream 100% în ceea ce privește rezistența sa, pentru că niciodată nu mă bazez doar pe el. Întotdeauna apelez la pudră, nu se poate altfel în ceea ce mă privește. Dacă nu aș pune pudră pe față pentru a seta machiajul, probabil că în 2 ore ar fi curs și dus, așa că vara aceasta m-am tot bazat pe această pudră de la By Terry, o pudră care nu cred că are un nume așa foarte precis. Este o pudră despre care se spune că are acid hialuronic în compoziție, asta pentru a matifia, dar în același timp hidrata tenul. Eu acum nu o să o prezint ca fiind vreo pudră minune, nu știu ce cantitate are, 10 grame. Vreau să zic că nu știu dacă prețul este justificat de cantitatea primită, pe de altă parte știm că plătim brandul și atunci da, prețul este justificat ca urmare a acestui lucru, dar ca ceea ce înseamnă rezistența pe care o are, gradul de matifiere, durata, nu știu dacă aș putea spune că m-a impresionat. Este o pudră bună, nu o să zic că nu-i bună, dar nu știu dacă aș avea în vedere să o recumpăr și să zic, da, domne, merită banii respectiv, că face o treabă spectaculoasă. În ceea ce mă privește, până în acest moment, nici măcar produsele coreene n-au reușit să îmi aducă în fața acea pudră minunată care să aibă o rezistență majoră în ceea ce mă privește. Undeva după 2-3 ore, întotdeauna am nevoie de retuș, măcar de șervețele matifiante. Așadar, este o pudră pe care am încercat-o pentru că am văzut-o lăudată la niște make-up artiști pe care îi urmăresc. Da, este bună, dar nu știu dacă aș recumpăra-o. Și că tot am vorbit despre retuș și că le-am aici, vreau să vă arăt și șervețelele matifiante pe care le folosesc în această perioadă și care m-au încântat de-a dreptul. Îmi plac foarte mult. Beauty Made Easy, nu știu exact care e brandul, l-am luat de la farmacia Tate, că zice că sunt fabricate în Uniunea Europeană. Ideea e că mă încântă foarte tare, adică am încercat mai multe branduri de-a lungul timpului și acestea mi se par cele mai potrivite în ceea ce privește absorpția sebumului fără mișcarea machiajului. Am mai avut unele care erau mai lucioase, să zicem, și care cumva alunecau pe piele și mai atacau un pic machiajul, însă acestea sunt ceva mai mai aspre, nu aspre, nu ăsta e cuvântul, nu știu exact cum să le numesc, să le descriu de fapt, pentru a exprima ceea ce cred despre ele, dar din tot ce am încercat până acum mi se par cele mai faine și v-am spus, le-am de la farmacia Tei, sunt în jur de 12 lei, cred. Tot de la farmacia Tei am găsit acest tuș de la Evelyn Cosmetics. Dacă știți, eu am cam devenit fan al acestui brand și asta pentru că chiar au niște produse faine la prețuri mai mult decât decente. Tușul acesta, spre exemplu, este 13 lei, dacă mi-amintesc bine. Precise Brush Liner se numește el. Are regiunea acesta de vârf cu care eu mă înțeleg, cu care eu pot să fac treabă, sau singurul care pot să fac treabă decentă aproape. Îmi place foarte mult și chiar îl recomand, adică mi se pare genul de tuș cu care poți să-ți faci mâna și fără să sărăcești. Că mai sunt tușuri bune și faine, dar care au prețuri destul de mari. Ăsta la 13 lei
chiar poate fi luat și încercat și dat pe toate părțile și s-ar putea și să rămâi la el, că, repet, face o treabă minunată, are un vârf cu care se lucrează ușor, e de un negru intens, este ieftin și nu glumesc când spun că sunt fan Evelyn Cosmetics, pentru că am găsit la ei și acest Cooling Kisses, se numește, un nou luciu de buze de la ei. Dacă vă amintiți, în trecut v-am mai arătat unul de la acest brand care era ceva cu ciocolată. Nu aș fi să vă spun care îmi place mai mult. Și eu l-am place mult pe care vi l-am arătat în trecut, dar nu l-am mai găsit. Și l-am luat pe acesta să încerc și îmi place foarte mult. Are un luciu intens, se menține destul de bine pe buze pentru un luciu de buze. Spune produsul care oferi și ceva volum buzelor și da, aș putea spune că le hidratează și atunci le face automat să pară un pic mai pline, să zicem, dar foarte, foarte fain pentru un produs de asemenea, nu știu, cred că este în jur de 15 lei. Nuanța foarte naturală, adică atât cât să arate drăguț fără să fie evidențiate într-o manieră care să deranjeze, cel puțin în ceea ce mă privește, știți că sunt cu nuanțele acestea naturale și atunci luciul acesta este fix ceea ce am nevoie. Dar de atunci când vreau ca produsul de pe buze să-mi reziste mai mult timp, apelez la acest produs mat de la Miss Sporty, Mat to Last se numește, l-am tot văzut lăudat prin online și până la urmă mi-am făcut curaj și l-am luat. Eu nu prea sunt cu acestea mate pentru că ele tind să usuce buzele, pe acesta nu-l simți pe buze, iar nuanța aceasta 200 în care l-am luat, eu trebuie să vă mărturisesc că foarte, foarte intens, nici nu se vede, dar nu mă deranjează, adică e fix cât îmi place mie și rezistă foarte multe ore, fără să usuce excesiv buzele. Acum să spui că nu le usucă deloc, nu cred că e credibil, pentru că evident că în momentul în care pui un produs mat nu vei avea aceeași experiență ca acela în care pui un lip gloss, este evident, dar nu usucă exagerat. Iar pentru rezistența pe care o are și pentru confortul pe care ți-l oferă, pentru că, repet, pe buze practic tu nu-l simți, dar așa la final de zi când îl demachezi, da, buzele tale sunt un pic uscate, merită. De asemenea, foarte ieftin, în jur de 20 de lei, l-am luat din DM, dar bănuiesc că se găsește prin mai multe părți. În materie de creioane de ochi, m-am îndreptat în ultima vreme către acestea tip gel. Am aici trei variante coreene, două de la, nu știu cum se, Merzi, ceva, se numește brandul, eventual vă las link-uri pentru ele că nu știu să vă spun numele brandurilor, și ăsta de la Riri sau ceva. Partea demnă de menționat e legată de acest tip de creion tip gel, pentru că este singurul care îmi rezistă și mie decent pe parcursul întregii zile. Aș putea spune că rezistă chiar și în zilele acelea în care ochii îmi lăcrimează, mi se mai întâmplă asta, și dacă nu este un lăcrimat excesiv, rezistă chiar și în acele condiții, adică mi se par fabuloase, nu știu cine l-a inventat, dar bine a făcut. Eu am descoperit genul acesta de creion tip gel prin intermediul unora de la Cupio, ceea ce au unele geniale, aș putea spune, dar pentru mine în ultima vreme a devenit mai la îndemână să îmi comand de pe YesStyle, pentru că sunt și ieftine, sunt în jur de 20 de lei, știu că în jur de 4 dolari dădeam pe ele și îmi plac tare mult, sunt disponibile într-o multitudine de nuanțe și acum am pe drum o comandă în care mai am încă o nuanță, pentru că m-au cucerit și mi se par o invenție mișto. În materie de primer pentru pleoape am trecut pe acesta de la NYX HD Studio Photogenic, pentru că nu mai găsesc pe cel de la Rimmel London, adică dacă le-aș găsi l-aș recumpăra pe acela, pentru că este mai ieftin și treaba pe care o face este aceeași practic, dar nu știu ce e cu el, nu știu dacă e o vreme dispărut din prin stoc sau nu o să mai fie deloc, pentru că nu l-am mai văzut nici pe site-uri, nici în DM, în magazinele fizice, dar și acesta este foarte fain și până la urmă își merită banii, pentru că nu este nici el exagerat de scump, doar că cel de la Rimmel London sigur era la jumătate de preț și făcea aceeași treabă, însă până una alta mă mulțumesc și cu acesta, pentru că da, practic îți rezistă machiajul atât cât vrei să reziste, adică până în momentul în care te hotărăști să te demachezi, machiajul tău rezistă pe pleoape datorită lui. În materie de machiaj al ochilor, în mod surprinzător, dând la o parte toate paletele de farduri pe care le am, m-am îndreptat către această chestie mică, pe care nu știu ce am îndrăgit-o atât de tare și pe care am ajuns să o folosesc exclusiv în fiecare zi, cu aceste nuanțe. Pentru că eu cu ce am aici îmi fac toată treaba, adică n-am nevoie de mai mult, pentru că
alte culori oricum nu prea pun pe pleoape și m-am obișnuit cu aceasta. Dacă vedeți, de fapt, acest auriu excesiv îl evit și atunci mă bazez pe acestea 5 cu care îmi fac machiajul pe care l-am și acum și pe care mi l-am făcut în ultimele 3 luni probabil. Nu știu de ce mi-a cășunat pe această paletuță. Acum eu nici nu știu dacă ea se mai găsește, pentru că eu am luat-o așa la o vrăjeală, dacă vreți, cred că de pe Notino. Cred că a avut un preț ceva 20 de lei sau nu știu. Și am pus-o în coș doar pentru că mi s-a părut simpatică, dar n-am crezut că o să fie ceva fabulos. Îmi place foarte mult cum se comportă, îmi place cum se lucrează cu fardurile acestea. Îmi place că, deși sunt mate, sunt foarte catifelate, mătăsoase și nu mai vorbesc despre faptul că jumătate dintre ele mi le aplic direct cu degetul, pentru că mi se pare că lucrurile se desfășoară mult mai rapid și mai natural. Iar în final vă arăt combinația de lacuri de unghii pe care o folosesc în ultima vreme, două produse de la Andrea Profesional, și anume un prim strat din acest Fusion Color, în nuanța 6H, se numește el, da? Și un strat din Nutricolor, nuanța 21. Pe acestea două le combin și rezultă ceea ce vedeți și în aceste momente pe unghiile mele. Îmi place mult, am trecut la această combinație pentru că nu mai găsesc combinația anterioară. Știți că aveam un produs de la Miss Sporty pe care vi l arătați de 11.000 de ori și am zis că ce bucurie pe mine că pot să vă arăt și altceva. Dar în același timp ce tristețe că nu mai găsesc produsul acela. Și aceasta este combinația care mi oferă practic culoarea și întotdeauna la final aplic un strat din acest Quick Dry de la Catrice pe care îl folosesc pe post de ăsta care să accelereze uscarea, accelerator. Dar în același timp oferă și un plus de luciu, mi se pare mie. De asemenea, acesta foarte ieftin, nu știu, cred că în jur de 15 lei. Acestea cred că sunt în jur de 20 ceva de lei bucata, tot de la farmacia Taylor am și pe acestea. Brandul acesta Andrea, din câte am văzut, se mai găsește și prin DM, dar nu, oferta de culori nu e la fel de bogată. La farmacia Taylor de obicei găsesc pe acestea două care mă interesează pe mine. În ceea ce privește rezistența, să zicem că undeva la vreo 5 zile arată decent și se mențin destul de bine fără să crape sau să sară excesiv. Acum, evident că dacă ai o zi în care, nu știu, poate speli mai multe vase sau, nu știu, gătești cu un aliment ăsta care mai atacă lacul de pe unghii, da, s-ar putea să nu dureze nici 5 zile, dar eu sunt mulțumită pentru că datorită culorii atât de naturale pe care o are, nici nu e foarte, foarte sesizabil dacă cumva îți sare totuși vreun colț de pe undeva. Și cam acestea sunt produsele mai recent intrate în ceea ce privește rutina machiajului și pe care am considerat că merită să vi le arăt, pentru că în rest sunt produse vechi pe care vi le-am arătat de multe ori și pe care nu, și cu care nu ar avea sens să vă obosesc. Vă mulțumesc mult pentru că m-ați urmărit. Pe curând! Pa, pa!